Un incendiu puternic a izbucnit la o hală de mase plastice aflată în Apahida, județul Cluj. Mai multe echipaje de pompieri ale ISU Cluj au intervenit pentru stingerea acestuia. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Incendiul s-a produs la un depozit de frigidere defecte în apropierea drumului național 1C la Apahida, spre localitatea Câmpenești. Fumul negru se putea zări de la distanță mare, iar șoseaua a fost traversată de un nor de cenușă. Circulația autovehiculelor în zonă s-a desfășurat cu viteză redusă. Este vorba despre un punct în care se colectează aparatură casnică, în special frigidere, pentru reciclat. Spațiul are 3 metri înălțime, între 5 și 7 lățime și 40 de metri lungime. În urma incendiului nu au fost înregistrate victime. Incendiul s-a manifestat pe o distanță destul de mare, iar pompierii au intervenit pentru anihilarea lui, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Cluj, Andrei Biriș, pentru Gherla Info. Frigiderele erau depozitate într-un spațiu izolat, iar cauza producerii acestui incendiu este necunoscută. Există unele suspiciuni în acest caz, mai ales că sutele de frigidere depozitate acolo nu aveau cum să se aprindă de la sine. Cu toate acestea, pompierii nu s-au pronunțat asupra cauzelor care au dus la producerea incendiului.